Deșteptarea. Primăria din Sibiu, în Sibiu mergem. Primăria din Sibiu a instalat truse de prim ajutor în parcuri, trusele medicale, la locurile de joacă aglomerate, pentru că știi cum, sunt copiii, se mai împiedică, se mai lovesc, mai fac buba cu cui și așa mai departe, și o trusă medicală e o idee bună. Și turnul sfatului scrie că sibienii, credem că sibienii au furat o parte din ele, din trusele medicale, și pe altele le-au vandalizat. Asta vorbim de teoria căruciorului de Superman. Da, da, da. De ce să faci bine când poți să faci rău? Cutiile respective conțineau așa, atele, tub de intubare pentru eliberarea căilor respiratorii. Vine un copil, pățește un copil ceva, vine cineva care se pricepe, îi pune tubul de intubare, sper că nu mai e cineva care se pricepe. Comprese sterile, plasturi, fașă elastică, pansament, mânuși medicale, și trusele nu au avut viață lungă, au rezistat numai 2 luni. Pentru că de ce să nu furi? Ia fură un tub de ăla de intubare, că vedem noi ce nu face cu el acasă. Nu știi bine, mă, da. E bine să ai în casă. O face un pansament. Nu se știe niciodată. Sper să nu avem nevoie vineri de ele, Luca. Ok. Asta. Să nu avem. Nu cred să, da. Să, nu cipiu, să nu-mi cadă ceva din... Dacă cu avionul fașa sterilă nu te mai ajută foarte mult. Deșteptarea